Salutare tuturor, mulțumim foarte, foarte mult pentru prezență. În primul rând, urez la mulți ani doamnelor și domnișoarelor să aveți o primăvară frumoasă și liniștită. Vă urez în numele întregii agenții. Sunt Valentin, coordonez Godmother și împreună cu toată echipa v-am invitat astăzi aici pentru că noi în Godmother avem o tradiție veche de peste un an, când pentru o zi transformăm Godmother în Godwoman și sărbătorim în acest fel femeile din viața noastră. O reverență, vă rog frumos, pentru doamne. Super, super. Acesta a fost salutul Godmother cu plecăciuni, mă rog, cu temenele, că suntem mai prin Balcani, așa. După cum puteți observa, e o introducere simplă, fără viori, că n-am avut buget de viori, că noi n-avem bani de dat pe prostii, că nu suntem ca alte agenții să ne jegmonim clienții zi de zi. Nu, noi ne mulțumim cu puțin. Cu foarte, foarte puțin, adică exact cât ne dați. Nu știu dacă știați, dar noi vă venerăm. Poate n-a fost clar, vă idolatrizăm. Să nu cumva să credeți că vă aburim. Ne plouă în gură, efectiv, când vă privim. Așa se nechează la Godmother, doamnelor. Godmother, singura agenție pur sânge din România. Avem un concurs excepțional cu un premiu demotivațional. O singură norocoasă se va bucura de această superbă sticlă de apă îmbuteliată în anul 2019 în zona Bihorului, care a fost semnată de toți bărbații din Godmother. Tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți în chat un comentariu în care să ne spuneți o expresie demotivațională din publicitate. Știți voi, genul acela de e o idee superbă, dar nu este buget. Ce mi-am pregătit pentru astăzi pornește de la o carte care se numește Carisma Mit. Așadar, deja spune din titlu că ar fi un mit. În principal este vorba de faptul că se poate construi. Vorbim aici de trei dimensiuni. Dimensiunea de prezență, putere și căldură. Rucsacul plin, cu vise sparte, sticla de vin, cu gust de moarte, sublimul chin, ca la carte și viața de care n-am parte. Nu pretind că vă înțeleg, n-o să reușesc să înțeleg femeile până mor. Nu asta vreau să spun, dar un lucru știu. Știu cu siguranță că de multe ori, de prea multe ori, vă faceți rău singure. Că dacă sunteți mai plinuțe, de ce sunteți plinuțe? Că dacă sunteți mai slăbuțe, de ce sunteți slăbuțe? Și tot așa. Ce vreau să vă spun și vă rog mult să țineți minte. Sunteți perfecte exact așa cum sunteți. Și meritați să fiți iubite exact așa cum sunteți. Trecem la următorul moment. Și am onoarea deosebită să îi invit în scenă pe colegii mei, bărbații adevărați de la Godmother, pentru a mă ajuta să prezint colecția de primăvară, de vară, de toamnă, de iarnă, de bărbați din Godmother. Primul, un domn bine, expert în utilaje grele, în tăieri la Blid și în doieri la Big. Marele Claudiu McLovin! Continuăm în ordinea înălțimii, cu un domn care se ridică mereu la înălțime pe orice munte, dar mai ales deasupra deadline-urilor extrem de scurte, un art director cum nu ați mai văzut, Gabi Bubu Nicolae! Și acum, cel mai gălăgios om din firmă. O să observați că de obicei îl ținem cu scoci la gură, pentru că altfel nu îl putem opri. Un alt artist vizual al nostru, Jean Valjean Lupașcu. Să vină în scenă și băiatul care umblă mereu cu cuvintele după el, cu nenumărate foi, ne cântă la petreceri, ne încântă pe la prezentări, colegul nostru, Alex, o dăm din copii, Nedelcu. Gata cu vorbăria. Este momentul să trecem la fapte, pe mail-uri,
la butoane, la LED, după camere și astăzi, în fața camerelor, al nostru One Man Show, Răzvan Pam Pam Dinică! Iar când aveți nevoie de cineva care să facă implementare, să meargă la filmare, sunet, pune prize, livrează materiale, montează scaune de bebeluși și mașini, etc., etc., Costi Negoescu, omul vostru! Să vă prezint și placa de bază a agenției, omul care știe că un restart în viață contează mai mult și rezolvă 99% dintre probleme, al nostru expert în IT, Alex Circuit Perianu! Doamnelor și domnișoarelor, nu în ultimul rând, Mustangul agenției, cel care dă cu parul și salariul niciodată la patru acea, dar mereu cu patru noi idei de afaceri, Vali Cavali Văcăruș! Nu în ultimul rând, avem colegi care nu sunt alături de noi fizic, dar sunt pe ecran. Regia, colegii și ce avem noi de la stânga la dreapta? Avem un adevărat artist al haute couture-ului, designer de pantofi, de cărți de joc, de obiecte de artă, de elemente restaurate, de vizualuri, de concepte aparte, Gelu Versace Florea. Numărul 2 în ordinea numerelor de pe tricou, un rockstar art, care cântă la chitară, creație proprie cu aceeași măestrie ca la butoanele din Photoshop. Claudiu Hard Rock Hălmăgean! Și un alt star faimos, pentru cum pictează în Photoshop, dar mai ales în mediul online, un digital art de excepție, Florentin Subscribe Dumitru! A, da, și nu în ultimul rând, eu. Sunt actor, după cum v-am spus, am trac pe scenă de cele mai multe ori și, sincer să fiu cu dumneavoastră, mă trac pe mine, dar numele meu este Radu, da băi, poți băițan. Domnișoarelor, doamnelor, aceasta a fost colecția noastră. Mă plec în fața dumneavoastră. Vară frumoasă, o mulțime de proiecte reușite și multe, multe discuții carismatice, savuroase cu agenția. Ne plecăm în fața dumneavoastră, domnilor, reverență. La mulți ani, doamnelor, din partea echipei de bărbați God Mother!